mesajul eșițenilor, să ne acordați încredere, puterea nu ne-a luat mințile și nu ne va lua. Eu personal, dacă nu m-am schimbat în 50 de ani, nu mă voi schimba nici până de aici mai departe, voi fi același om modest, un singur scop. Să creștem comunitatea asta, să dăm încredere și țelor în ei înșiși, pentru că numai împreună vom putea să facem orașul ăsta așa cum ne dorim cu toții, un oraș frumos în care să ne facă plăcere să trăim. Vă mulțumesc!